Bună ziua! Bine ați venit la o nouă lecție de limba română. Astăzi vorbim despre numerale. Hello! Welcome to our new lesson about Romanian language. Today we are going to speak about the numbers. The numbers that express the quantity. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These numbers that express the quantity are called numerale cardinale. Aceste numere care exprimă cantitatea, the quantity, cantitatea, se numesc numerale cardinale. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. La fel pentru numeralele între 30 și 40. The same thing for the numbers between 30 and 40. 30 și 1. 30 și 2. 30 și 3. 30 și 4. 30 și 5. 30 și 6. 30 și 7. 30 și 8. 30 și 9, 40. 40 și 1, 40 și 2, 40 și 3, 40 și 4, 40 și 5, 40 și 6, 40 și 7, 40 și 8, 40 și 9, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 100, 200, 300, 200, 300, 400, 400, 500, 500. Now let's talk about those numbers that express the order, like the first, the second, the third. We have for both masculine and feminine. So, întâiul or primul is the first for masculine. Întâia or prima, the first for feminine. The same thing for the second. Al doilea, masculine. A doua, feminine. The third, al treilea, masculine. A treia, feminine. The fourth, al patrulea, masculin, a patra, feminin. The fifth, al cincilea, masculin, a cincea, feminin. The sixth, al șaselea, masculin, a șasea, feminin. The seventh, al șaptelea, a șaptea. The eighth, al optulea, masculin, a opta, feminin. The ninth, al nouălea, masculin, a noua, feminin. The tenth, al zecelea, a zecea. Now, al unsprezecelea, a unsprezecea. The twelfth, al doisprezecelea, a douăsprezecea. The thirteenth, al treisprezecelea, a treisprezecea. Al paisprezecelea, a paisprezecea. Now the 15th, al 15-lea, a 15-a, al 16-lea, a 16-a, the 17th, al 17-lea, a 17-a, the 18th, al 18-lea, a 18-a, the 19th, al 19-lea, a 19-a, the 20th, al 20-lea, a douăzecea. All right, now let's go further. Al osutălea for masculine, a osuta for feminine. Al osutăunulea for masculine, a osutăuna for feminine. So the number which expresses the quantity is osutăunu, 101. 101. Now, the order, al 101-lea, a 101. The number for the quantity is 199. For the order, al 199-lea. All right? And for feminine, a 199. So, it's an a at the end of the feminine. All right? 200, al 200-lea for masculine, a 200-a for feminine with an a at the end. 1000, the quantity, and now the order, al 1000-lea. We just add an l-e-l-e-a at the end. Al 1000-lea, a 1000-a, an a. 2000, al 2000-lea, 2000, 2000, al 2000-lea, a 2000-a. 10,000, 10,000, al 10,000-lea, a 10,000-a. 1,000,000, 1,000,000, al 1,000,000-lea, or al 1,000,000-lea. And for feminine, a 1,000,000-a. 2,000,000, 2 milioane, al 2 milioanelea, so al 2 milioanelea, a 2 milioane. A billion, it's 1 miliard, al 1 miliardulea, a miliarda. Now, this was our lesson about the numbers. Thank you for being with us today. So please come to the next lesson also,
and subscribe to our channel. Bye bye, la revedere!